volumul meu cel mai prorescultist, care se numea Hora nu mai este singur, a primit o critică de la Paul Georgescu, care se intitula O virulentă manifestare a formalismului. Și nu era acolo nimic, voi de mine, decât puțin meșteșug, eventual. Dar nu, nicio poezie nu mi-a fost agreată. Dar, mă rog, ca să mă lăsat rece, că nu, de fapt nu le agream nici eu. De ce nu? De ce nu le agreai? Poftim? De ce nu le agreai? Îmi erau străine, adică era o sforțare. Era o cămașă de forță în care intram de bună voie. Asta e problema. Adică n-am pierdut sânge etic pentru că scriam de bună credință prostiile. Am pierdut sânge estetic, cu duriumul. De. Niciodată nu știm unde ajuns, mereu mai e o taină de pătruns. Ca ochii să fie mai clari și umerii mai drepți și fruntea mai curată. Adevărul poate fi supus, iar după sus urmează un mai sus. Și pașii se fac mai ușor, și visul mai semeț, iubirea mai frumoasă.